aici cu toții la Valea Doftanei. Mă bucur că e o zi așa frumoasă, că la ultima caravană a plouat și n-am putut să stăm afară deloc. Eu sunt Elena Nicodim, mă ocup de comunicare regională la BCR. Aleam alături de mine pe Manuela Vica, care este directorul zonal al zonei din care și Prahova face parte, și doamna Violeta Comărnicianu, care este secretarul general al primăriei de la Valea Doftanei. Noi venim cu caravana, sau să zicem că am pus bazele acestei caravane. Este o bancă mobilă înăuntru, înainte o foloseam ca educație financiară și acum continuăm programul de educație financiară, însă sub o altă formă, pentru că ne dorim să venim foarte mult în zonele nebancarizate, în comune și în sate, în cele mai prospere din țară, în care oamenii au business-uri sau care vor să-și facă afaceri, mai ales că vorbim de o zonă atât de frumoasă, turistică, și unde ne dorim foarte mult să aibă parte și de consiliere specializată, iar liceele și școlile din localitate și din satele din învecinate să poată veni la lecții de educație financiară mai ușor, așa cum și cei de la oraș o fac, pentru că acolo noi fiind și noi la oraș este mai simplu pentru ei. Să știți că am ajuns la peste 1 milion de români educați anul trecut, deja am depășit această cifră și suntem deja în cartea recordurilor cu programul de educație financiară. Despre caravană și programul las pe colegele mele să povestească, dar mai întâi aș vrea să o rog pe doamna Comărnicianu, căreia îi mulțumesc foarte mult pentru că primăria a fost o gazdă foarte bună și ne-a permis să stăm chiar aici lângă, în mijlocul satului. Mulțumim foarte mult! Bună ziua! Vă urez un bun venit în comunitatea noastră și vă mulțumim pe această cale că ați ales această comunitate în promovarea serviciilor și că cetățenii pot beneficia de această oportunitate și mai ales de această educație financiară. Mulțumim! Pamela? Bună ziua! Numele meu este Manuela Vica. Sunt astăzi onorată și bucuroasă pentru la dumneavoastră acasă, împreună cu toți colegii mei. Vă mulțumesc tare mult pentru căldura și deschiderea pe care ne-ați primit și am ales să venim aici pentru că este o comunitate care își dorește să se dezvolte și ne arată acest lucru în fiecare zi. Ca să facem banking în 2024, avem nevoie de oameni și avem nevoie de tehnologie. Avem nevoie de expertiza oamenilor în servicii și tehnologie și asta suntem alături de partenerul nostru Vodafone, experții în tehnologie și informații care alături de noi și colegii noștri vom fi o săptămână alături de oamenii din Valea Doftanei. Ce facem prin proiectul nostru Bună ziua schimbare și caravana mobilă? Vrem să construim punți. Vrem să construim punți între nevoile oamenilor, nevoile financiare ale oamenilor și accesul la informația bancară și tehnologia prin care facem banking în 2024. Așa că suntem astăzi într-o bancă mobilă. Avem tot ceea ce e necesar pentru a face banking. Avem un aparat multifuncțional, cum FM se numește, prin care locuitorii din Valea Doftanei în această săptămână vor putea face tot felul de operațiuni, de la retragere numerar, lei și valută, euro, la depunere numerar, la plăți, facturi și multe alte operațiuni. Ceea ce stă la baza caravanelor noastre, tot ceea ce facem noi în fiecare zi, este bunăstarea oamenilor și educația financiară. Noi ne-am ales un drum, acela de a fi educatori în zona financiară în țara noastră. Și de 8 ani de zile facem și parcurgem acest drum prin diverse activități, prin școala de bani, ateliere de educație financiară dedicate tuturor categoriilor de vârstă, antreprenorilor, prin banca noastră mobilă și prin cafenele de investiții, de ateliere de educație financiară dedicate investițiilor și de asemenea prin cafenele micro dedicate antreprenorilor. Vom fi aici toată săptămâna pentru că ne dorim să avem dialoguri simple, sincere cu oamenii despre nevoile lor în zona financiară, despre dorințe. Este extrem de important ca fiecare dintre noi să fim conștienți de deciziile financiare pe care le luăm în viață și
cum ne construim acest drum spre bunăstare? Ce facem ca să putem să ne protejăm, să economisim, să ne construim siguranța financiară și de ce nu să visăm la independență financiară? Împreună cu colegele mele, toată săptămâna vom fi alături de dumneavoastră și sperăm să construim dialoguri cu multă plus valoare și să răspundem la întrebări. Alături de mine e colega mea, Mari Bahnă, care este directorul de grup în această zonă și care vă poate povesti în câteva cuvinte cam care va fi programul nostru în această săptămână. Mulțumesc! Mă bucur tare mult să fiu astăzi aici. Mulțumesc primăriei care ne-a fost aproape și care ne-a îndesnit să organizăm banca mobilă în această săptămână în Valea Doftanei. Totodată vreau să-i mulțumesc doamnei director de la liceul din localitate, pentru că împreună vom derula în această săptămână lecții de educație financiară cu elevii din liceu. Vom fi aici de luni până vineri. Programul nostru va fi de la ora 10 la 16 în fiecare zi. Avem în caravană specialiști atât în relația cu persoanele fizice, cât și în relația cu firmele. Avem condiții speciale pentru firmele din zonă și ne dorim tare mult să putem să le facem cunoscute și dacă le place ceea ce le oferim să poată accesa. Răspundem tuturor întrebărilor, dorințelor clienților și non-clienților din zonă care vor să afle mai multe despre banking, despre educație financiară, despre modul în care pot folosi tehnologia, pentru că astăzi aplicația noastră de internet banking George înseamnă practic o bancă de buzunar și sunt foarte multe servicii.